Bine ați revenit la întrebări. Avem de răspuns azi la o întrebare despre ceasuri. Presupuneți că avem un ceas cu pendul și unul de masă tip clasic mecanic. Mai presupuneți că ele au fost perfect reglate la nivelul mării, deci acolo arată amândouă ora exactă tot timpul sau măcar un timp îndelungat. Și acum vă rog să descrieți pentru trei situații diferite cum funcționează cele două ceasuri. Adică, pentru fiecare ceas să spuneți funcționează sau nu și dacă funcționează o ia înainte, rămâne în urmă sau funcționează în continuare perfect. Încă ceva, presupuneți că temperatura ceasurilor este aceeași în toate situațiile. Prima situație. Ceasurile sunt duse în munți, la, să spunem, 1500 de metri altitudine. A doua situație, ceasurile se găsesc pe suprafața lunii, în exterior, nu într-o navă sau în interiorul unei construcții. Și a treia situație, ceasurile se găsesc în interiorul stației orbitale. Pentru măsurarea timpului folosim mișcări care se repetă periodic, de obicei mișcări oscilatorii, adică mișcări care au loc de o parte și de alta a unei poziții de echilibru. În cazul ceasului cu pendul, mișcarea oscilatorie este cea descrisă de un pendul gravitațional. În cazul ceasului de masă mecanic, mișcarea oscilatorie este cea a unei piese numită balansier, care se rotește de o parte și de alta a unei poziții de echilibru. Diferența care ne interesează pe noi dintre cele două ceasuri constă în faptul că mișcarea pendulului este influențată de greutatea pendulului, în timp ce mișcarea ceasului de masă este influențată de masa balansierului. Această diferență este importantă pentru întrebările noastre, deoarece în timp ce masa corpurilor nu se schimbă atunci când ele își schimbă locul, fiind o proprietate intrinsecă, greutatea se schimbă dacă se schimbă intensitatea câmpului gravitațional, numită și accelerație gravitațională. Dacă vreți să știți mai multe despre inerție, masă și greutate, tocmai am publicat un videoclip despre aceste noțiuni, găsiți linkul în descriere. Ca să înțelegeți mai ușor ce se întâmplă cu ceasurile când le ducem la munte, vă voi spune o scurtă poveste adevărată. În anul 1656, olandezul Christian Huygens a patentat primul model de ceas cu pendul. Puteți să-l vedeți atât pe Huygens cât și desenul patentului. Nu voi spune că a fost invenția lui, deoarece primul care s-a gândit la asta a fost Galileo Galilei, dar el n-a apucat să-și materializeze ideea. Curând, olandezii au devenit primii și cei mai buni producători de ceasuri cu pendul și în jurul anului 1700, modelul era deja atât de perfecționat încât aceste ceasuri aveau o abatere de doar câteva secunde pe zi. Așa că americanii s-au hotărât să cumpere ceasuri de precizie de la olandezi pentru a fi plasate în primăriile orașelor mai importante ale vremii, cum ar fi Boston, Philadelphia, New York. Au cumpărat ceasurile, le-au transportat cu vaporul în America și le-au pus în funcțiune. Numai că toate ceasurile aduse din Olanda rămâneau în urmă cu 20 până la 40 de secunde în fiecare zi, inacceptabil pentru precizia pretinsă de olandezi. Așa că americanii le-au trimis înapoi în Olanda pentru a fi verificate, suspectând o eroare sistematică de fabricație. Dar, surpriză, puse în funcțiune în Olanda, ceasurile funcționau perfect, cu precizia de câteva secunde pe zi, așa cum pretindeau producătorii. Care este explicația acestui fenomen? Din cauza formei turtite a Pământului, cu cât ne apropiem de poli, suntem mai aproape de centrul Pământului și de aceea forța cu care ne atrage Pământul este mai mare. În schimb, cu cât ne apropiem de ecuator, ne îndepărtăm de centrul Pământului și de aceea forța cu care ne atrage Pământul scade. În fizică, descriem acest lucru pe scurt, spunând că accelerația gravitațională are valoarea mai mare la poli decât la ecuator.
Iar accelerația gravitațională nu este altceva decât accelerația cu care cade liber un corp și este mărimea care descrie intensitatea câmpului gravitațional. Perioada unui pendul gravitațional, adică timpul în care descrie o oscilație completă, se poate calcula cu formula pe care o vedeți, în care T mare este perioada, L este lungimea pendulului, iar G mic este accelerația gravitațională, care, așa cum am spus, scade când ne îndepărtăm de centrul Pământului. Din formulă puteți observa că dacă G scade, perioada devine mai mare, adică pendulul se mișcă mai încet. Concluzia, perioada unui pendul gravitațional este cea mai mare la ecuator și cea mai mică la poli. Altfel spus, pendulul se mișcă cel mai încet la ecuator și cel mai repede la poli. Evident, eu exagerez când arăt diferența. Și acum vă rog să vă uitați pe harta globului. Se poate ușor observa că Amsterdam se găsește mult mai la nord decât orașele americane despre care am vorbit. De pildă, New York se găsește la o latitudine nordică de aproximativ 41 de grade, în timp ce Amsterdam are latitudinea de peste 52 de grade. Deci accelerația gravitațională este mai slabă la New York decât la Amsterdam, de aceea la New York pendulul se mișcă mai încet și rămâne în urmă. Acum putem reveni la întrebarea noastră. Cazul întâi, ducem ceasurile la munte. Două lucruri sunt diferite acolo față de nivelul mării. Accelerația gravitațională este mai mică pentru că suntem mai departe de centrul Pământului și presiunea aerului este mai mică, ceea ce înseamnă că și densitatea aerului este mai mică. După cum ați văzut, dacă accelerația gravitațională este mai mică, greutatea pendulului este și ea mai mică și ceasul cu pendul rămâne în urmă. E adevărat că și frecarea pendulului cu aerul scade, dar în cazul ceasurilor cu pendul de calitate, forma greutății pendulului este foarte aerodinamică. Este un disc cu marginile subțiri, ceea ce înseamnă că scăderea densității aerului afectează foarte puțin perioada. Dacă n-ar fi așa, ceasul ar merge diferit la presiuni diferite, iar presiunea atmosferică se schimbă tot timpul în limite destul de largi. Deci la munte, ceasul cu pendul va rămâne de regulă în urmă, în funcție de grija cu care a fost proiectat pentru a micșora frecarea cu aerul. Sigur, în cazul unor ceasuri cu pendul ieftine, pentru scopuri în care precizia nu este importantă, s-ar putea ca frecarea cu aerul să nu mai fie neglijabilă și să nu putem prevedea cum vor merge ele la o anumită altitudine. În cazul ceasului de masă, greutatea nu influențează funcționarea lui, în schimb densitatea aerului, într-o oarecare măsură, da. Și densitatea aerului fiind mai mică, balansierul se va mișca mai ușor, așa că ceasul o va lua înainte. Cu cât? Depinde de grija cu care a fost proiectat balansierul, ceasurile de calitate cu puțin, cele ieftine cu mai mult. Cazul al doilea, am dus ceasurile pe lună. Accelerația gravitațională pe lună este cam de 6 ori mai mică decât pe Pământ, ceea ce face ca ceasul cu pendul să rămână mult în urmă. Practic, el nu mai poate fi folosit, bate prea rar, se mișcă prea încet, iar lipsa aerului nu poate compensa această scădere de 6 ori a greutății. Se poate calcula că o oră arătată de ceasul cu pendul pe lună este de fapt un interval de timp de aproape 2 ore și jumătate. Funcționarea ceasului de masă nu este influențată de modificarea greutății, mișcarea balansierului se datorează, așa cum am spus, inerției lui și nu greutății lui. În schimb, lipsa totală a aerului va face ca balansierul să se miște mai repede, deci ceasul o va lua înainte. Cazul al treilea. În stația orbitală avem stare de imponderabilitate. În paranteză fie spus, nu pentru că nu ne atrage Pământul, cum cred unii, am explicat acest lucru în videoclipul Imponderabilitate, găsiți linkul în descriere. Ceasul cu pendul nu poate funcționa în imponderabilitate pentru că pendulul este în echilibru în orice poziție.
Deci nu există o forță necesară ca să producă oscilațiile. În schimb, funcționarea ceasului de masă, după cum am mai spus, nu este influențată de greutate și dacă presiunea aerului din stație este presiunea atmosferică normală, ceasul de masă va funcționa și el normal. Așa că cel mai bine este să folosiți un ceas electronic, el va funcționa practic la fel în toate cele trei situații descrise, deoarece în cazul lui oscilațiile nu sunt mecanice, ci electromagnetice. A sosit momentul să mai auziți o întrebare de logică, fără legătură cu fizica sau cu tehnologia. La o petrecere participă 30 de persoane, dar nu orice fel de persoane, ci persoane care fie spun întotdeauna adevărul, fie mint întotdeauna. A doua zi, cineva pune fiecarei persoane care a participat la petrecere următoarea întrebare. Cu câte persoane care spun adevărul ai stat de vorbă la petrecere? Și primește 30 de răspunsuri diferite. Cu niciuna, cu una, cu două, cu trei, cu patru și așa mai departe până la cu 29. Deci fiecare persoană are alt răspuns la această întrebare. Partea interesantă este aceea că, deși nu știm cu câte persoane în total a stat de vorbă fiecare, folosindu-ne de aceste răspunsuri, putem deduce logic care persoane spun adevărul. Iar întrebarea de azi este câte persoane care spun adevărul au participat la petrecere. Succes în găsirea răspunsului pe săptămâna viitoare!